O doctoriță de copii din Cluj a adus în oraș un curs de nefrologie pediatrică de importanță mondială. Cursul este organizat pentru a doua oară în România. Andreea Răchișan se pregătește acum să devină medic specialist nefrolog și spune că vrea ca medicii români să învețe din experiența marilor specialiști ai lumii, mai ales că în Cluj funcționează cel mai mare departament de nefrologie pediatrică din țară. Acum vorbim despre profesori de înalt renume din centre precum Lyon, Hanovra sau Roma, cu o vastă experiență în nefrologia pediatrică și în speță în partea de transplant de management pre- și post-transplant renal la copil. Principiile de bază pot să fie implementate, desigur, însă sunt niște aspecte, niște amănunte, care într-adevăr nu pot să fie implementate și astea țin mai mult de anumite terapii de actualitate la care noi încă nu avem acces datorită costurilor foarte ridicate. În țara noastră e nevoie de mai multă aplicare a medicului către pacient, de mai multă transparență și de umanitate, spun pacienții. Așa că astfel de cursuri, care sunt un fel de schimb de experiență, sunt mai mult decât binevenite. Insuficiența renală cronică este o boală rară. Din păcate, există o altă boală cronică a medicilor români, care începe să se vindece astăzi și prin această conferință, care este a doua, din câte am înțeles, în 20 și ceva de ani, ceea ce este o dramă în sine, adică medicii încep să comunice cu medici din afara țării, de data asta acum medici din Germania, din Franța, din Italia, deci este important că oamenii încep să comunice pe probleme care sunt discutate de foarte mulți ani în străinătate. Această femeie are un copilaș de 5 ani și 10 luni dependent de dializă, care are nevoie de un transplant renal. Copilul va primi un rinichi de la mamă, dar transplantul se va face în străinătate. Părinții nu au avut de ales. În țara noastră au primit doar ridicări din numeri și eternul nu se poate. Mi-aș dori să văd într-o zi în spitalele de aici lucrurile pe care le-am văzut în afară. De exemplu, mi-aș dori să văd un medic de aici că îl ia pe copilul meu de 20 de kilograme în brațe, îl pune într-un pat, îi ia tensiunea, apoi îl dă jos din pat, îi măsoară greutatea, face niște lucruri despre care să spun că nu țin neapărat de medic, pe care poate în mod normal le face o asistentă, dar în alte țări nu există orgolii. La cursul de nefrologie pediatrică desfășurat joi și vineri au participat câteva zeci de cadre medicale specializate pe nefrologie pediatrică. De la Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj nu a participat însă nimeni.